Apropo de atacuri, da. Marinescu, ai atacat-o din nou pe Mariana cu privire la acel subiect sensibil? Nu, domnișoara. Era dur să facă glume proaste. Am permis niște glume așa proaste. Ce apărare, Mariana, dar diferența este că în exterior când vorbeam cu ea în carantină, când eram fiecare la, în camera de hotel, da. Ea n-a fost deranjată absolut deloc, domnișoara Cristina, dar când am venit aici și am făcut două, trei glumițe, a fost foarte intrigată de ceea ce am spus și cred că motivul este foarte clar, că aici este văzută de foarte multă lume și îmi interesează imaginea ei de aici. Păi normal, este imaginea mea, la fel cum și tu vrei să ai o anumită imagine în momentul în care cineva vine și aduce anumite acuzații false la adresa ta, e normal să-ți protejezi persoana ta. Okay. Este exact același... Marinescu, ți-am spus foarte clar, ai făcut această glumă și în trecut și ai exagerat. Mariana, și din cauza ta mi s-a pus o etichetă foarte proastă și ți-am zis atât, îți permit să faci glumele astea cu cine vrei de acum. Referitor la acest subiect. Prin ceea ce ai făcut tu astăzi, ai demonstrat încă o dată că tu în emisiune ești altfel față față de exterior. Și nu este singurul argument pe care pot să-l aduc acesta cu glumele. Un alt argument este referitor la relațiile pe care ți le face tu în emisiune sau ți le voi face, înțelegi ce zic? Nu faci, nu, tu nu o să-ți faci aici în emisiune relație, înțelegi? De ești deranjată, tu în exterior, tu ai aici, Mariana, din exterior. Apropo de asta, Marinescu, aici vii cumva în completarea Alexandrei, pentru că ea spunea același lucru, dar cu alte cuvinte. Da, bine, da. Da, și Mariana mai devreme a confirmat ceea ce am spus. Hai, mai zi tu. Chiar a confirmat, a spus că este foarte interesată de imaginea ei. Așa, și care e problema? Este imaginea mea. Vreau curând, în momentul în care tu intri în această casă și faci și anumite jocuri, de fapt astăzi te denigrează și mâine te joci cu el și râzi, automat tu te-ai făcut singură de râs. După care ai venit și ai dat... Eu pot să mă fac de râs cât am în chef, care e problema? Okay. Marinescu le-a avut cu tine, din nou, te-ai făcut de râs, da? Nu, ai dat Alexandra, iar după atâta timp, eu, să mă ajute Dumnezeu, ai impresia că mie îmi pasă vreo secundă de ceea ce cred anumite persoane. Am o mamă acasă pe care o iubesc și o respect, am o bunică acasă pe care o iubesc și o respect și nu o să permit nimănui să... La aceeași situație, dar mama mă cunoaște. Te cunoaște, păi și mama mă cunoaște, dar nu... Și știe că mi-a zis că niciodată să nu las persoanele din jurul meu să șteargă cu mine pe jos. Dar deja l-ai lăsat pe Marinescu. Nu l-am lăsat, stai tu liniștit. Ba da, l-ai lăsat. Lasă că aștept cu tine a chebănă pe jos, dar chiar a șters la propriu. El măcar a făcut la figurat. Dar cu tine a făcut la figurat. Mariana, ce s-a părut vreo secundă că Marinescu a încercat să facă asta? Să spele cu tine pe jos? Nu. Nu am încercat, domnișoara Cristina, să spăl cu ea. În acel moment, într-adevăr, noi aveam anumite discuții și era normal că trebuia să găsească un subiect cu care să mă atace, să spunem. Pentru că în acel moment, într-adevăr, atât eu cât și el ne-am adus anumite jigniri. Auzi, Marinescu, faptul că acum Mariana este din nou aproape de Mădălina a făcut-o să se schimbe? Pentru că știu că tu mărturiseai că atunci când stăteați amândoi în izolare, vorbeați destul de des prin apel video. Domnișoara Cristina, eu cred că Mariana s-a schimbat încă din prima secundă de cunoaștere cu Mădălina, pentru că sunt cele mai bune prietene. Și despre asta e vorba. Nu s-a schimbat acum, nu. O influențează Mădălina pe Mariana? Să stea la distanță de tine, mă refer. Da, probabil că da. Și sunt sigur, și George a zis adineauri că și Mariana a influențat-o pe Mădălina cu ceea ce spunea de George, să nu formeze un cuplu. Greșit! Da, i-am dat Mariana spunea, nu forma cuplu. Aici în emisiune veneam și spunea, uite-l pe Rareș, du-te la Rareș, vorbește cu Rareș, lasă-l pe George. Da. Și eu, uite, așa am stat. Și am mers, am zis de la bun început, la mine, George și George, la George, ce, m-am dus și nu mai întoarce. La mine de ce ai pus piedici atunci dacă n-ai influențat-o pe Mariana? Am pus nimic! Ia ușe, interesant! Vroia Alexandra să facă lucrurile. Nu, i-a zis Adriana. Sau Adriana, nu știu care din ea. I-a zis Adriana, i-a primit informația. Dar nu e prima dată. Sau trezi, nu e prima dată. Sunt de vreo 5 ori. Deci tu crezi că Mariana o punea pe Mădălina să se apropie de Rareș pentru a fi ea împreună cu George. Doamna Cristina, din câte mi-aduc eu aminte, Mona le-a lăsat pe amândouă să aibă grijă de George, înțelegi? Iar Mariana voia să o îndepărteze pe Mădălina, să o îndrepte spre Rareș și ea să se apropie de George, pentru că din câte știu eu, atunci George
George a spus că îi plac două femei, adică Mariana cu Madalina. Și la urmă nu se știe care să rămână. Păi lui dacă poate să-i placă de mine, dar dacă mie nu-mi place de el, ce vrei să fac? Adevărul este în felul următor. Eu cu Mariana nu am avut niciodată acele filtre, cum să spunem, mă rog, așa, flirturi. Ca să poată să spună lumea că noi am încercat să avem ceva, chiar în legătură cu Mariana. Mariana mi-a dat personal mie mesaj și mi-a spus să o las pe Madalina în pace. Mi-a dat mesaj mie. Nu i-a spus nimănui, mi-a dat personal mesaj mie să o las în pace. Păi și care erau intențiile? Dar eu am venit și am spus asta în emisiune când am avut un conflict cu Mariana. De ne-a încertat chiar în casa fetelor. Și când mi-a spus și în momentul ăla, a venit și Andrada, când era într-o relație cu Alexandru, și am spus, bă, Andrado, spune-i sincer, tu o sfătuiești pe Madalina să fie cu mine și Andrada cu fața ei... Nu. Aha. Auzi, dar ar fi existat posibilitatea, dacă nu formai un cuplu cu Mădă, să fii împreună cu Mariana? Că tu spuneai că e frumoasă, că ți place. Oh, domnișoara Cristina, niciodată, și știe foarte bine, niciodată nu ne-am apropiat nici măcar o secundă. Păi cum, că ai pus-o și-n top? Celălalt. Ia uite ce zice Adriana, cum că ai pus-o și-n top? Așa, și au mai fost atâtea persoane care au intrat în casa asta și m-au pus în top. Asta înseamnă, dacă am pus-o eu în nu top. Am... Mariana am pus-o în top, da. Am pus-o în top. Ce mai vrei să știi, Adriana? Cu tine nu pot să vorbesc, îmi pare foarte rău. De ce nu poți să vorbești? Domnișoara Cristina, ce să vorbesc cu Adriana? Că Adriana nu vorbește pe loc. Nu este singur. Să trezește și ea să vorbească, nu poți să vorbesc cu ea. Cu tot respectul. Adriana, de ce nu poți să vorbești cu mine? Adriana, cu tot respectul, nu vreau să vorbesc cu tine. Dar cu cine te-ai săptămâna? Te-ai certat tu te rog frumos, asta? Nu, te rog frumos. Dar cu cine te-ai certat tu săptămâna? Adriana, te rog frumos să nu te agiți. Am zis rău, să nu te super pe mine, nu e nume de rău, doar că nu am ce să vorbesc cu tine. Spune și mie cu cine te-ai certat în gala asta, dacă eu n-am fost prezentă. Cu cine, mam? Cu cine te-ai certat? Ei, ăsta nu e motiv de laudă, măi. Dar nu este motiv, dar am spus că nu mă vede prezentă. Cum să nu mă vadă prezentă dacă eu știu că vorbesc? Ok, îți spun. În această, într-o gală, așa, ni se dau niște materiale pe care trebuie să le discutăm. Așa. Și eu îmi dau cu părerea despre acel material. Tu nu ești cine materiale. Nu sunt? Romeo, astăzi începuse niște discuții. Și ești în casa băieților. Mai, fetelor, nu fiți răutăcioase. Ia zi, Romeo. Da, erau niște discuții în legătură cu ușa, cu cheia, pentru că noi am pierdut cheia din casa băieților. Oh, ce lider bun ești, bravo, Romeo. Nu am pierdut-o eu. Responsabil mai ești. Pe tu ai fost. Ce s-a evaporat. Și îi ziceam lui Cămănici că o să rog pe Alexandra să deschide ușa. O să mă rogi sau o să mi-o după care, după, lasă-mă să vorbesc, te rog frumos. După care am completat, ironic fiind, sub formă de glumă, o să-i ordon. Sau o să, nu mai știu, cum am zis Cămănici, că nu mai știu, o să-i ordon. Măi, dar tu zilnic ai câte o ironie la adresa Alexandrei. Ieri o puneai în genunchi, astăzi eu îi ordon. Mâine ce se va întâmpla? Păi nu știu, o să vedem, sunt plin de surpriză, nu stau să le gândesc dinainte. Da, dar văd că Alexandra nu răspunde acestor ironii, în niciun fel. Ba da, a răspuns că s-a atacat. Prin asta îmi dovedește că nu știe să înțeleagă o glumă și o ironie. O glumă? Păi tu ai glume cu mine, mă, de când ai tu glume cu mine? Dar de ce nu aș avea glume dar cu tine? Dar de ce? Dar ți-am permis eu să ai tu glume cu mine? Da, cine ești tu să nu am glume cu tine? Poți să am glume cu oricine. Dar nu ți-am permis să ai glume cu mine, nu te băga în seamă, singur. Nu am făcut o glumă directă cu tine, am făcut o glumă la adresa ta cu altă persoană. Indiferent. Poți să fac glume și despre Angelina Jolie. Ai pronunțat numele meu, nu mă căuta în subiecte, nu te interesează persoana. Păi, ea nu știe. Nu te-am căutat în subiecte, tu erai singura care avea cheie din casa asta și implicit... Ai fost inclus nu în subiect, te... pentru că... Da, ok, tu mie niciodată nu o să-mi ordon nimic, nici în glumă, nici în ironie, ai înțeles? Așa că te rog frumos să-ți vezi de treaba ta, uite că ai deschis ușa. Uite că ai deschis ușa. I-am deschis-o lui George, nu ție. Da, așa că stai liniștit acolo. Auziți, dar cum ați ajuns voi în acest punct? Pentru că la început, când a venit Romeo în casă, totul era roz, mă înțelegeați super bine. Frustrarea. Frustrarea din partea lui. Frustrarea din partea mea? Da. Stai puțin, Alexandra, stai puțin. Că tu ai fost cea care a venit, adică tu ești oricum tu ești o persoană care vorbește mult, dar nu spune nimic, pe scurt, așa. Oh, de ce spui asta? Pentru că asta este ea, vorbește foarte mult pe aceleași subiecte, le reia, le cu alte cuvinte, dar până la urmă nu spune nimic. Adică pe scurt are stofă de politician.
ai putea să candidezi dacă vrei în Parlament. Mulțumesc că mă vezi atât de sus. Dar nu ești sus dacă ești politice. Așa. Și ex-ul Silvia nu știe să comunice. Nu știe să comunice asta. Mi-am dat seama de chestia asta și nu e frustrare faptul că m-am îndepărtat din sau n-am mai vrut să continui cu tine pentru că tu nu ai vrut să vorbești cu mine și să-mi explici chestia pe care o știai tu din perspectiva ta, dar eu nu, habar nu aveam de acea chestie de la hotel despre care tu nu știu ce ai zis și nu știu ce. Și din momentul ăla mi-am dat seama că nu am cum să vorbesc cu tine, nu am cum să comunic cu tine și eu cu astfel de persoană nu vreau să am de-a face. Dar crezi că există vreo discuție în care Alexandra să nu-ți poată face față? Alexandra să nu poate, nu cred că poate face față în nicio discuție, nu o discuție. Vai. Vezi că te bâlbâie în momentul în care vorbești, Romeo. Mă bâlbâie? Da, păi îmi provoace emoții. Mă, ia vezi cum stai acolo liniștit și îți vezi de treaba ta. Vine și să nu mai cauți. Păi auzi, mai altă ironie, îi provoce emoții. Îi provoc emoții? Mm-hmm. Cred și eu. La ce este frustrat? Când vreau, eu sunt frustrat? Bine mă, sunt eu frustrat. Hai. Haide, pa. N-am cum să mă cobor la nivelul tău, că mă bat cu experiența. Auzi? Lasă să crezi ce vrei. Auzi? Vezi că asta este vorba mea. Vezi, ai grijă pe cine copii. Pe cine copiezi. Pe cine copiezi. Tot aia e. Că nu facem copy-paste. Vorbesc cum vreau, dragul meu. Am și o întrebare. Eu zic să vorbim cât de cât, eu zic să vorbim cât de cât corect, pentru că sunt la televizor și dăm niște exemple. Dăm niște, uite așa făcea. Dăm niște exemple oamenilor de acasă. Ia vezi poți să vorbești. Vezi că te pierzi în cuvinte. Bă, probabil eu sunt puțin bâlbâi, dar măcar vorbesc corect. Tu vorbești... Ar fi foarte frumos să nu mai vorbească deloc. Romeo îi place de Adriana, să vorbească cu Adriana. Eu sunt curioasă, de ce a sărit Codruț așa? Ia zi Codruț, ce te deranjează? Mai dă și el două. Te-a supărat Romeo? Ia zi Codruț, te-am supărat? M-a supărat Romeo, da? Da? A, e conștient că tot ce a făcut Alexandra cu el a fost... A fost... Alexandru, oh, a fost, a fost de emisiune, să înțeleg că Alexandra este falsă. Lasă-mă, Maria, dar mai ta să strească ție. Lasă-mă, Maria, lasă-mă. Nu te las. Lasă-mă, Maria. Nu te las. Marcela, a întrebat altceva. Lasă-mă tu. Codruț. Da. Maria. Codruț. Poate ești... Ești... Ei, măi, nu mai jigni fetele. Dar ești atât de acord. Alexandra și anume că Romeo ar fi frustrat. Romeo? Frustrat, ofticat un pic. Ofticat, pe ei oarecum e sinonim. Dar ce-ai făcut, Alexandra? Ai făcut jocuri cu Romeo ca să-l faci gelos cu Codruț? Da, parcă erai femeia asumată și nu făceai jocuri în casa asta. Am zis eu vreodată că am făcut jocuri cu Romeo? Nu, dar din ceea ce spune Codruț... Hai, dar Alexandra, dar recunoști că ți-a plăcut de mine, hai că... Normal, îi place și acum, vrei să te... Da, chiar Alexandra! Alexandra! Sunt curios de ce l-ai chemat în camera roșie. Păi și Alexandra, hai să spun o altă întrebare atunci. Hai să spun o altă întrebare. Din moment ce tu ai zis că da, recunoști că ți-a plăcut de mine. De ce aș fi eu frustrat pe tema asta? Când am zis că mi-a plăcut de mine, de tine, am zis în felul următor că momentan vreau să te cunosc și că nu-mi dau cu părerea despre tine. Vreau să văd dacă tu ești bărbatul ăla adevărat. Uite, eu am văzut altceva. Uite că nu ești. Nu, că el este prea puternic și nu poți să faci cum vrei tu, să-l faci. Toate alea și tot să vină la fundul tău și din cauza asta nici n-ai mai... Mariana, eu în locul tău aș tăcea din gură. Ți-am spus că nu te cumpăr cu mine niciodată, că tu ești mai rău ca mine. Ți-am spus și... Lasă, Mariana, că tu ești mai bună, tu ai doi. Alexandra, ți-am spus și ieri. Lasă, poți să am și 100 cu lucru, care e problema ta. Că iară vorbești, ți-ai scoate sau... Alexandra, măi, ești mai jigni fata, ești tu jucăria. Ei, măi, Maria! Măi, Maria, închisuneți toate, dacă nu puteți să vă opriți și aveți. Ai coli, ai coli, să veniți. Maria! Alexandra, vreau să-i zic și eu ceva Alexandrei. Deși Alexandra se bate cu pumnii în piept că ea își dorește un bărbat adevărat, de fapt ea nu-și dorește acest lucru. Ea vrea un bărbat pe care poate să-l controleze. Ei bine, un bărbat, adică pe un bărbat adevărat nu ai cum să-l controlezi niciodată, cred. Da, nu, adică bărbatul las eu. Și acel bărbat este Codruț? În momentul de față, da. Am o teorie foarte bună eu. Dezvoltă-te, rog. Am o teorie foarte bună. Aș putea să-ți dau foarte multe exemple. De exemplu, ieri când erai în casa fetelor și vorbeai cu aia, Alexandra era acolo și când a văzut chestia asta, ți-a zis că o duci ce cauți acolo cu aia. În momentul în care tu te-ai așezat pe canapea. Ce înseamnă? Nu ți se pare normal dacă eu vorbesc cu aia și mă strig Alexandra să vin să vorbesc cu Alexandra? Păi nu, dar ea nu te-a strigat pentru că avea ceva să-ți spună, e o diferență. Ea ți-a zis ce cauți acolo cu aia. Ce Codruț, ce cauți în spate cu fetele? Te-ai dus glonț acolo.
tu te-ai supus între ghilimele și te-ai retras frumos pe canapea. Am fost în spate cu fetele pentru că au vrut să vorbească cu mine. Ei, în momentul în care m-a strigat Alexandra, am venit să vorbesc cu Alexandra. Am venit ca cățelușul. Romeo, crezi că al nostru Codruț este un bărbat ușor de manipulat? În fața Alexandrei, da. Dar nu doar în fața Alexandrei, doamna Cristina. Am și o teorie foarte bună referitor la relația Alexandra Codruț. Ce ai spus, Comănici? Am o teorie foarte bună referitor la relația lor. Ia zi. Pentru Alexandra Codruț e un premiu bine meritat în emisiunea asta. Să vă zic de ce. S-a dovedit în emisiunea asta că în momentul când formezi o relație și ai niște susținători mai mulți, automat cedezi niște susținători către persoana cu care ești într-o relație. Ei, domnul Codruț aici de față face greșeli în fiecare zi. Jignește, trântește, este agresiv. Ei, persoanele care votează pe Alexandra niciodată nu o să-l voteze pe Codruț doar fiindcă e într-o relație cu Alexandra. Da, mă votează că jignești, că s-a agresiv. Da. Luându-l pe Codruț, împacă și capra și varza. Și susținători și pe oamenii din casa. Spune, bă, Alexandra, ai o relație? Te lăsă mai moare, nu poți să-i mai scoți ochii Alexandrei. Bă, femeie, nu ai o relație în casa asta. Are o relație, nu cedează nici susținători și stă și ca șef, așa și el și comandă. Adică e un premiu. Ca să vezi. Chiar tu din punctul meu de vedere, Codruț chiar are sentimente pentru Alexandra, dar Alexandra deloc. Auzi, Romeo, foarte interesante teoriile tale. Sper să continui să vorbești și mâine despre ele, pentru că astăzi cele 8 ore s-au încheiat. Planuri, niște, legate de ce? Niște strategii referitoare la tine. Alexandra nu o să mai iasă favorită. O să fie votată Alexandra să iasă afară din casă. Voi încercați de vreo 6 luni aproape să mă jucați pe mine la psihica. Eu să plec acasă. În momentul de față, sinceră să fiu, eu pe Marinescu-l cred. Ce ai tu în plus? De tu nu stai degeaba și altă persoană stă. Gândire, cuvinte, inteligență. Cuvinte, da. Gândire. Maria, tu pentru mine ești aici, Maria. N-ai cum, n-ai cum. Sunt aceleași personalități. Vorbește frumos, Romeo, să-ți trăiască ție, că nu te-am jignit pe tine. Singura mincinoasă de aici ești tu. Eman, răutată, singura mincinoasă de aici ești tu. Ești falsă, Maria. Codruț, aport, ham. Codruț, Mariano, ai tu 2 în lesă. Că doar Alexandra este persoana care l-a refuzat, Alexandra este persoana care i-a dat cu flit și el acum se simte înjosit. Asta este problema. Când vreodată mi-ai dat tu mie cu flit? Câinele face ce spune stăpânul, nu? Nu face ce spun oamenii de afară. Într-adevăr, este bărbat Romeo și ea a văzut că nu-i merge cu Romeo să facă ceea ce face cu Codruț. Mai devreme i-a spus și lui Marinescu că îi pune și lui o lesă. Maria, tu îmi pui mie lesă? Dacă vreau. Mie nu mi-a pus niciodată lesă nicio femeie în viața asta. Romeo este genul de bărbat care ar fi putut să te cucerească? Da, e ok, îmi place caracterul lui. Ce, Marinescu, îți place ce vezi? Sincer, da, îmi place, domnișoara Cristina. Eu am o surpriză pentru voi, care se află aici, în cutiuța magică. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.